Doi bărbați de 18 și 34 de ani, originari din raionul Leova, au fost reținuți pentru comiterea unui furt din locuință în proporții deosebit de mari. Polițiștii au fost alertați de proprietarul locuinței, un bărbat de 55 de ani, care a comunicat că din casa sa i-au fost sustrase bunuri materiale. Bărbatul le-a spus polițiștilor că, întorcându-se acasă, a depistat că din locuință i-au dispărut bijuterii din aur, telefon mobil iPhone 11 și 4 ceasuri de mână. Prejudiciul cauzat părții vătămate constituie 183.300 de, de lei. Polițiștii au stabilit că Indivizii au pătruns să locuință prin deteriorarea geamului. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru furt în proporții mari. În urma măsurilor de investigații întreprinse, indivizii au fost identificați, iar în urma efectuării perchezițiilor autorizate la domiciliile acestora, au fost depistate o parte din bunurile sustrase. Indivizii au fost escortați la Inspectorat pentru audieri, unde și-au recunoscut vinovăția comunicând toate detaliile comiterii furtului. Totodată s-a stabilit că organizatorul furtului, bărbatul de 34 de ani pe parcursul lunilor de vară, a efectuat lucrări de punere. A pavajului în curte. Acesta a mai fost judecat pentru infracțiuni similare. Bărbatul de 34 de ani a fost plasat în arest pentru un termen de 30 de zile, iar tinerul este cercetat în stare de libertate. Aceștia riscă închisoare pe un termen de la 5 la 10 ani.